Slăvit și binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt în inimile noastre. Vă binecuvântez în numele Lui Iisus Hristos. Vreau să vă citesc la 1 Samuel, capitolul 7, la versetul 8, unde Israel vine la Samuel, prorocul, ca să se roage pentru ei, ca filistinii să nu-i bată. Și după ce voi citi câteva versete din istoria aceasta, vreau să spun câteva gânduri. Și au zis lui Samuel, nu înceta să strigi pentru noi către Domnul Dumnezeul nostru, ca să ne scape din mâna filistenilor. Samuel a luat un miel sugar și l-a dus întreg ca ardere de tot Domnului. A strigat către Domnul pentru Israel și Domnul l-a ascultat. De cât aducea Samuel ardere de tot, filistenii s-au apropiat ca să bată pe Israel. Domnul a tunat în ziua aceea cu mare vuiet împotriva filistenilor și i-a pus pe fugă. Au fost bătuți dinaintea lui Israel. Bărbații lui Israel au ieșit din Mițpa, au urmărit pe filisteni și au bătut până sub Betcar. Samuel a luat o piatră pe care a pus-o între Mițpa și Shen și i-a pus numele Eben Ezer, care înseamnă piatră de ajutor, zicând, până aici Domnul ne-a ajutat. Aleluia! De câte ori trecem prin viață, parcă ne pare că scăpăm de una și vine alta. Și ne rugăm fierbinte, Doamne, scapă-mă, Doamne, ajută-mă, Doamne, izbăvește-mă. Și Domnul ne izbăvește, Domnul ne scapă, Domnul ne ajută, slăvit să fie numele Lui. Și după aceea vine o altă încercare, altceva. Și toată viața ceva trebuie să trecem. Totuși Domnul ne învață să avem pace în mijlocul furtunii. Hristos dormea în barcă când ucenicii Lui aveau o spaimă de moarte. Scapă-mă, Doamne, că pierim, nu-ți pasă că pierim. Așa uneori noi avem o atitudine că Domnul nu-i pasă de noi. Și parcă și mai tare strigăm, Doamne, de ce nu mă asculți? Oare cu ce am păcătuit? Doamne, ajută-mă, Doamne, de ce ți-ai stupat urechile față de mine? Și cu părere de rău, această atitudine este faptul nesiguranței că Dumnezeu ne aude. Cu părere de rău zic și eu am făcut greșeala aceasta. Îmi părea că dacă cu cât mai mult plâng, cu cât mai mult Domnul se va face milă de mine. Și această atitudine nu era o atitudine a credinței. Câte mai multe lacrimi nu înseamnă inimă zdrobită. Aleluia! În Vechiul Testament, Domnul avea câte un om care se ruga pentru popor, la cine lărga poporul. Însă poporul, numai un om, prorocul cu tare sau cu tare, trăia neprihănit în fața lui Dumnezeu. Restul poporului nu. Restul poporului trăiau cum vreiau ei. Și numai când venea o mână apăsătoare peste ei, fugeau și ei la proroci. Cam seamănă, foarte asemănător ce se întâmplă astăzi. La unii oameni care au obiceiul acesta, ei trăiesc cum vor. Și când numai au ei nevoie, pentru că nu au o relație foarte intimă cu Tatăl lor, care i-a mântuit și care a scris numele în Cartea Vieții, care i-a înfiat și a pus Duhul Sfânt în ei ca să strige Abba, Tată, aleluia. Aleargă la proroci, aleargă la unul la altul, rugați-vă, rugați-vă. Acum nu mai este cum a fost în Vechiul Testament.
Dumnezeu a turnat Duhul Său cel Sfânt în noi, ca să strige Abba. De ce suntem așa de neîncrezuți că Dumnezeu ne aude? Ce faci cu jertfa Domnului Iisus Hristos la Calvar? El a zis că a despărțit zidul între noi și Dumnezeu. El a zis că a unit pe cei doi într-un singur trup. Aleluia! Omul și Dumnezeu într-același trup. Aleluia! Aleluia! Iisus ne-a arătat lucrul acesta, a dovedit că e posibil și a zis să urmăm pe urmele Lui. A zis să facem și noi cum a făcut El. Când a spălat Domnul Iisus picioarele lui Petru, Domnul Iisus a zis, eu îți dau un exemplu. Toată viața Domnului Iisus Hristos a fost un exemplu, să facem și noi la fel. Să fim umpluți de Duhul lui Dumnezeu, să avem părtășie cu Tatăl prin Duhul Sfânt, căci Duhul Sfânt ne ajută în toate neputințele noastre, în toate circumstanțele vieții noastre. La cine alergăm? Ce facem când vine o situație stresată în viață? Când vine câte o frică, câte o spaimă peste noi? Vai, Doamne, ce voi face? Vai, Doamne, scapă-mă că perim! Nu-ți pasă, Doamne! Domnul îi pasă, Domnul te audă și Domnul este îndurerat și este uimit de necredința noastră. Domnul s-a uimit foarte mult de două lucruri. De credința puternică a cuiva și de necredința cuiva. S-a minunat de necredința lor. Când au încredere în Dumnezeu, când nu-L cunosc pe Dumnezeu, măcar că port un nume de creștin, fiecare dintre noi acum avem acces în Sfânta Sfintelor. Noi nu trebuie să facem jertfe arderi de tot ca să fim auziți. Mulți au atitudinea că trebuie să slăiesc și țin post și rugăciune, dar cu atitudine greșită. Tu nu postești ca să fii auzit. Tu ești auzit și fără aceasta. Jertfa cea mai mare a făcut-o Hristos la Golgota. Noi postim pentru ca să punem deoparte poftele firii și ca să ne facem atenți la vocea Duhului Sfânt. Să antrenăm Duhul din noi să fie mai puternic ca vocea firii. Pentru aceasta postim noi. Nu postim ca să fim auziți sau ca să avem mai multă putere. Hristos a făcut totul pentru noi, înțelepciune, putere, neprihănirea. Vă încurajez și vă îndemn, dragi surori, scumpi frați, nu vă lăsați bătuți de circumstanțele vieții. Nu fugiți la alți oameni după ajutor. Tu ai acces la tronul îndurării lui Dumnezeu. Tu ai acces la tronul lui Dumnezeu direct. Direct. Dă la o parte condamnarea din partea celui rău. Și dacă chiar n-ai experimentat până acum niciodată această pace, pune-te în genunchi în cămăruța ta. Pacea vine. Vei afla că în tine locuiește această pace. Vei găsi ce n-ai găsit până acum. Nimeni nu ne poate ajuta ca Domnul. Aleluia! Fiți binecuvântați în numele lui Iisus Hristos. Amin.